Popa e un, la momentul de față, e o persoană care... El e învinuit într-un dosar penal, crimă gravă, cred că cunoașteți. Și dânsul e recent pierdut curtea de apel Chișinău. Și încearcă să mă pune grească în toate metodele. Eu eram angajat a poliției și el m-a călcat în... Vă dați seama, pe uniform, m-a călcat, m-a lăsat pe mine. Eu am fost în spital, am stat. Pe de s-a pornit dosar penal. Nu discut eu cu Popa. Nu discut. Ce poate fi, înțelegeți cum, poate fi o discuție de asta trucată,